Au început lucrările la obiectivul înființare sistem de canalizare menajeră în Comuna Golești și județul Vâlcea. În prezent se lucrează pe străzile Magnoliei, Crinului, Trandafirului și Hotarului din satul Aldești, precum și la stația de epurare a apelor uzate care va fi localizată în punctul Arie-Aldești. Prin Programul Național de Investiții Angel Salini, Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării asigură serviciile de bază în localități, apă, rețele de canalizare și de gaze și reabilitează drumurile și podurile. Ministerul are un buget total al programului de 65,5 miliarde de lei, sumele fiind repartizate pe județe. La încheierea termenului de depunere a solicitărilor, autoritățile au depus cereri în valoare totală de 137 de miliarde de lei.